Există în mod evident, domnule prim-ministru, școli pe care nu le-ați făcut sau pe care le-ați făcut prost. Una dintre ele este aceea care ne spune, ne învață, pe noi liberalii cel puțin, cred că și pe socialdemocrați, că originea adevărată a puterii în democrație este la cetățean, este la cetățeni, nu la telefon. Ați evocat în termen de facere, de geneza, adică nașterea guvernului dumneavoastră și ați spus, la început a fost un telefon și telefonul era la Băsescu. Trebuie să plecați și aveți, vă rog, bunătatea, ca la plecare, să ne spuneți măcar ale cui ordine le executați în afara acelui om care v-a dat telefon la începutul lumii. Mă tem, domnule prim-ministru, nu atât de dumneavoastră personal, cât de capacitatea sistemului în care trăim de a vă regenera, de capacitatea sistemului de a produce la infinit ungureni. Pentru că ei, ungurenii, nu sunt, așa cum încercați să pretindeți, o nouă generație în politică. Generația premianților care erau în Comitetul Central al UTC, generația premianților care erau chemați să fie puși șef la SIE, generația premianților care primeau telefon la început. Sunt premianți care n-au fost pe unde ați fost dumneavoastră, sunt în generație cu dumneavoastră. Generația nu e o serie nouă de mașinuțe cu un chip în plus. Cum v-ați simțit cu 20 de susținători răzleți vorbind între ei și fără să vă asculte nimeni? Cum v-ați simțit ca prim-ministru? Pe cine reprezentați? Nici măcar ce a mai rămas din adunatura pe de listă. Și atunci vă întreb, cum de nu plecați singur?